Capitolul 6. Bărbații seamănă cu elasticul. Bărbații seamănă cu elasticul. Când se îndepărtează, pot ajunge doar până într-un anumit punct. Apoi revin la loc. Elasticul este o metaforă perfectă pentru a înțelege ciclul intimității la bărbat. Acest ciclu implică apropierea, îndepărtarea și din nou apropierea. Cele mai multe femei sunt surprinse să constate că un bărbat, chiar dacă iubește, trebuie să se îndepărteze periodic, înainte de a se apropia din nou. Bărbații simt instinctiv această nevoie de a se distanța. Nu este o hotărâre sau o alegere a lor. Pur și simplu așa simt ei. Nu este nici vina lui, nici a femeii. Este o atâlnare care ține de natură. Femeile interpretează greșit îndepărtarea bărbatului, fiindcă, de obicei, ele se retrag din alte motive. Femeile se retrag când nu au încredere că bărbatul le va înțelege sentimentele, când au fost jignite și se tem de o altă jignire, sau când el a făcut ceva rău și le-a dezamăgit. Desigur, un bărbat se poate îndepărta și din aceste motive, dar se va îndepărta chiar dacă nu s-a întâmplat nimic rău. El o poate iubi și avea încredere în ea și totuși va începe să se îndepărteze. Se va distanța și apoi va reveni de la sine ca un elastic care a fost întins. Bărbatul se îndepărtează pentru a-și satisface nevoia de independență sau autonomie. Când depărtarea este maximă, el va țâșni brusc înapoi, ca de la sine. Odată izolat, va simți brusc nevoia de dragoste și intimitate. Automat va dori mult mai mult să ofere și să primească dragostea de care are nevoie. Când revine, el reia relațiile de la același nivel de intimitate la care erau când începuse să se îndepărteze. Nu simte nevoia unei perioade de reacomodare. Ce ar trebui să știe orice femeie despre bărbați? Dacă este înțeleasă, această alternare a intimității masculine poate îmbogăți o relație, dar dacă este înțeleasă greșit, creează probleme inutile. Să analizăm un exemplu. Magi era disperată, agitată și dezorientată. Ea se întâlnea cu prietenul ei, Jeff, de 6 luni. Totul fusese atât de romantic, apoi, fără vreun motiv aparent, el a început să se îndepărteze din punct de vedere sufletesc. Magi nu putea să înțeleagă această răcire bruscă. Ea mi-a spus, acum este atent și peste un moment nici nu vrea să-mi vorbească. Am încercat orice ca să-l aduc înapoi, dar se pare că am făcut mai mult rău. El pare atât de distant. Nu știu cu ce am greșit, sunt chiar așa de rea. Când Jeff se îndepărta de ea, Maggie considera că este din cauza ei, dar reacția lui era foarte obișnuită. Ea considera că făcuse ceva rău și se autoacuza. Voise să îndrepte lucrurile. Dar cu cât încerca să se apropie de Jeff, cu atât el se retrăgea. După ce a participat la seminarul meu, magia a fost foarte ușurată. Neliniștea și dezorientarea au dispărut imediat. Dar cel mai important a încetat să se mai autoacuze. Ea și-a dat seama că atunci când Jeff se îndepărta, nu era din vina ei. În plus, a aflat de ce se izola Jeff și cum poate ea să facă față cu delicatețe situației. După câteva luni la alt seminar, Jeff mi-a mulțumit pentru ceea ce a învățat Maggie. El mi-a spus că sunt din nou logodiți. Maggie a înțeles că atunci când încearcă să se apropie, în timp ce Jeff se trăgea deoparte, ea l-a împiedicat de fapt să ajungă la distanța maximă pentru ca apoi să revină. Fugind după el, ea îl împiedica mereu să simtă că are nevoie de ea și că vrea să fie împreună. Ea a înțeles că făcuse la fel de fiecare dată.
Inconștient, ea obstrucționase un ciclu de viață important, împiedicase intimitatea încercând să o mențină. Cum se transformă brusc un bărbat? Dacă bărbatul nu are ocazia să se izoleze, nu va avea niciodată ocazia să simtă dorința puternică de apropiere. Este esențial pentru femei să înțeleagă. Dacă insistă să obțină o apropiere continuă sau aleargă după partenerul lor când acesta se retrage, el va încerca aproape întotdeauna să scape și să ia distanță. El nu va putea simți niciodată propria dorință de dragoste. La seminariile mele demonstrez acest lucru cu un elastic mare. Închipuiți-vă că țineți o asemenea panglică. Acum începeți să o întindeți trăgând-o spre dreapta. Această bandă se poate întinde 30 de centimetri. Când s-a întins cu 30 de centimetri, nu mai poate decât să revină la loc și când revine, are multă forță și elasticitate. La fel și un bărbat, după ce s-a retras la distanța maximă, va reveni cu forță și elasticitate. Odată ce a ajuns la limita distanței, începe să sufere o transformare. Întreaga atitudine începe să îi se modifice. Același bărbat, căruia nu părea să-i pese de partenera lui, în timp ce se îndepărta, dintr-o dată nu mai poate trăi fără ea. El simte din nou nevoia de intimitate. I-a revenit puterea fiindcă i s-a redeșteptat dorința de a iubi și a fi iubit. Aceasta este de obicei de neînțeles pentru o femeie, deoarece, din propria experiență, când se retrage, ea are nevoie de o perioadă de adaptare pentru a redeveni intimă. Dacă nu înțelege că bărbații se deosebesc în această privință, ar putea privi cu neîncredere nevoia lui bruscă de intimitate și l-ar putea respinge. Și bărbații trebuie să înțeleagă această diferență. Când bărbatul revine brusc, o femeie are nevoie de timp și dorește să stea de vorbă pentru a relua legătura. Această trecere poate fi mai lină dacă el înțelege că femeia poate avea nevoie de mai mult timp pentru a reveni la același nivel de intimitate, mai ales dacă s-a simțit jignită când el s-a îndepărtat. Fără a înțelege aceste diferențe, bărbatul poate deveni nerăbdător, fiindcă el este dispus să reia relațiile intime imediat, indiferent la ce nivel au fost acestea când s-a îndepărtat, în timp ce ea nu poate proceda la fel. De ce se îndepărtează bărbații? După ce și-au satisfăcut nevoia de intimitate, bărbații încep să simtă nevoia de autonomie și independență. Când el începe să se retragă, ea intră automat în panică. Ceea ce nu înțelege ea este că, dacă el se îndepărtează și își satisface nevoia de autonomie, va dori înapoi să se apropie din nou. Un bărbat alternează automat între nevoia de intimitate și cea de autonomie. De exemplu, la începutul legăturii sale, Jeff era puternic și plin de vitalitate. Elasticul era complet întins. El voia să o impresioneze, să o satisfacă, să o mulțumească și să se apropie de ea. Cât timp el reușea aceasta, voia și ea să se apropie. În timp ce ea își deschidea sufletul, el se apropia din ce în ce. Ajungând la intimitate, el se simțea minunat. Dar după puțin timp, a avut loc o schimbare. Închipuiți-vă ce se întâmplă cu elasticul când nu e întins. Energia și tensiunea lui s-au redus. Nu mai există nicio mișcare. Exact același lucru se întâmplă cu dorința bărbaților de a se apropia după ce intimitatea a fost atinsă. Chiar dacă această apropiere îl satisface pe bărbat, el va începe să treacă printr-o schimbare interioară. Va începe să simtă o dorință de a se îndepărta. După ce și-a satisfăcut temporar foamea de intimitate, simte acum nevoia să fie independent, să fie de capul lui. Destul cu nevoia de alții.
Se poate să simtă că a devenit prea dependent sau să nu știe de ce simte nevoia să se retragă. De ce intră în panică femeile? Pe când Jeff se retrage instinctiv, fără nicio explicație față de magii sau față de sine, ea reacționează prin teamă. Intră în panică și fuge de el. Ea gândește că a greșit ceva și l-a îndepărtat. Își închipuie că el așteaptă ca ea să restabilească intimitatea. Se teme că el nu se va mai întoarce niciodată. Pentru a pune capac, ea nu se simte în stare să-l recâștige, deoarece nu știe prin ce l-a îndepărtat. Când îl întreabă care-i problema, el nu are la dispoziție un răspuns clar, așa că evită să vorbească despre asta. El continuă doar să se îndepărteze și mai mult de ea. De ce își pun la îndoială dragostea bărbații și femeile? Este ușor de văzut cum bărbații și femeile încep să-și pună la îndoială dragostea dacă nu înțeleg acest ciclu. Neînțelegând că îl împiedică pe Jeff să-și regăsească pasiunea, magii putea presupune ușor că Jeff nu o mai iubește. Neavând ocazia să se retragă, Jeff nu-și mai dădea seama de propria dorință și plăcere de a fi aproape de ea. El putea ușor să presupună că nu o mai iubește pe Magi. După ce a învățat să-l lase pe Jeff să se depărteze, să ia distanță, Magi a descoperit că el revenea la ea. S-a exersat să nu alerge după el când el se retrăgea și avea încredere că totul era în regulă. De fiecare dată el se întorcea. Pe măsură ce încrederea ei în acest proces creștea, i-a venit mai ușor să nu mai intre în panică. Când el se retrăgea, ea nu-l mai urmărea și nici măcar nu mai gândea că este ceva în neregulă. Ea a acceptat această latură a lui Jeff. Cu cât îl accepta ca atare în asemenea momente, cu atât revenea la ea mai repede. Iar Jeff, înțelegându-și sentimentele și necesitatea schimbării, a devenit mai încrezător în dragostea lui. A fost în stare să se implice. Secretul lui Magi și Jeff a fost că ei au înțeles și au acceptat faptul că bărbații seamănă cu un elastic. Cum interpretează greșit femeile atitudinea bărbaților? Fără a înțelege că bărbații seamănă cu un elastic, este foarte ușor pentru femei să le interpreteze greșit relațiile. O greșeală obișnuită are loc atunci când ea îi spune: "Hai să vorbim." Și el ia imediat distanță. Tocmai când ea vrea să se deschidă și să se apropie, el vrea să se îndepărteze. Aud frecvent reclamația: "De câte ori vreau să-i vorbesc, el se depărtează. Am impresia că nu-i pasă de mine." Ea trage concluzia falsă că el nu vrea niciodată să vorbească cu ea. Când o refuză, motivul nu este acela că nu vrea să vorbească. El are însă nevoie să stea singur un timp. Un timp în care să fie de capul lui și să nu fie răspunzător pentru nimeni altul. Este un timp în care se poate ocupa de sine. Când revine, este dispus să stea de vorbă. În oarecare măsură, un bărbat se pierde pe sine prin legătura cu partenera lui. Înțelegându-i nevoile, problemele, dorințele și senzațiile, el poate pierde contactul cu sine însuși. Îndepărtarea îi permite să-și restabilească granițele identității proprii și să-și satisfacă nevoia de a se simți independent. Totuși, unii bărbați descriu altfel această îndepărtare. Pentru ei este doar o senzație că am nevoie să răsuflu, sau am nevoie să stau singur. Indiferent cum o descrie, când bărbatul se îndepărtează, el își satisface o necesitate reală de a-și purta singur de grijă pentru un timp. Așa cum nu noi hotărâm să ne fie foame, nu bărbatul hotărăște să se retragă. Este o nevoie instinctivă. El poate să se apropie numai până la un anumit punct. Apoi va începe să-și piardă identitatea.
În acest moment va începe să simtă nevoia de autonomie, să se îndepărteze. Înțelegând acest proces, femeile pot să interpreteze corect retragerea lui. De ce se îndepărtează bărbații când femeile se apropie? Multe femei constată că bărbații tind să se îndepărteze exact în momentul când ele doresc discuții și intimitate. Aceasta se întâmplă din două motive. Primul motiv, femeia simte inconștient când bărbatul este pe cale să se retragă și va încerca exact atunci să restabilească legătura intimă spunând: "Hai să stăm de vorbă." Cum el va continua să se îndepărteze, ea va trage concluzia greșită că el nu vrea să discute sau că nu ține la ea. Al doilea motiv, când o femeie se deschide și își destăinuie sentimente mai profunde și mai intime, poate declanșa efectiv nevoia unui bărbat de a se îndepărta. Un bărbat nu suportă decât un anumit grad de intimitate. Dacă aceasta este depășit, îi se declanșează alarma care îi spune că este momentul să-și găsească echilibrul, retrăgându-se. Un bărbat poate să simtă dintr-o dată nevoia de autonomie și să se îndepărteze în cele mai intime momente. Momentul când un bărbat se îndepărtează este foarte derutant pentru o femeie, deoarece, adeseori, ceva din faptele sau spusele ei ia declanșa reacția de retragere. De obicei, când o femeie începe să vorbească cu sentiment, bărbatul începe să simte nevoia de a se retrage. Aceasta, deoarece sentimentele îi fac pe bărbat să se atașeze și generează intimitate, iar când un bărbat se apropie prea mult, se va retrage automat. Nu înseamnă că el nu suportă sensibilitatea femeii. În alt moment al ciclului intimității sale, când are nevoie de apropiere, aceleași sentimente care i-ar fi declanșat retragerea îl atrag mai strâns. Nu ce spune femeia declanșează îndepărtarea lui, ci momentul ales de ea. Când să îi se vorbească unui bărbat? Când un bărbat se îndepărtează, nu este momentul să îi se vorbească sau să se încerce apropierea de el. Lăsați-l să se retragă. După un timp se va întoarce, va reveni iubitor și apropiat și se va purta ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Aceasta este momentul pentru discuții. În această perioadă ideală, când bărbatul dorește intimitate și este realmente dispus să vorbească, femeile de obicei nu deschid discuția. Aceasta se întâmplă din următoarele trei motive frecvente. Motiv 1. Femeia se teme să vorbească, deoarece ultima dată când a încercat, el s-a îndepărtat. Ea presupune în mod greșit că lui nu-i pasă de ea și nu vrea să o asculte. Motiv 2. Femeia se teme că bărbatul este supărat pe ea și așteaptă ca el să deschidă discuția despre sentimentele lui. Ea știe că dacă ea s-ar fi îndepărtat pe neașteptate de el, ar fi simțit nevoia să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat înainte de a se apropia din nou. Ea așteaptă ca el să înceapă o discuție despre ceea ce l-a supărat. Însă el nu are nevoie să vorbească despre supărarea lui, fiindcă nu este supărat. Motiv 3. O femeie are atâtea de spus încât nu vrea să fie nepoliticoasă și să înceapă să vorbească. Pentru a fi politicoasă, ea face greșeala de a-i pune întrebări despre sentimentele și gândurile lui, în loc să vorbească despre ale ei. Dacă el nu are nimic de spus, ea trage concluzia că nu vrea să discute cu ea. Având toate aceste păreri false, nu este de mirare că femeile se înșeală în privința motivelor pe care le are un bărbat când nu vorbește. Cum poate fi făcut un bărbat să vorbească? Când o femeie vrea să vorbească sau simte nevoia de apropiere, ar trebui ca ea să inițieze discuția și nu să-l aștepte pe bărbat.
Pentru începerea discuției, ea trebuie să fie prima care să se destăinuie, chiar dacă partenerul ei nu are multe de spus. Dacă îl apreciază pentru că o ascultă, el va avea dreptat mai multe de spus. Bărbatul poate fi foarte dispus să poarte o discuție cu femeia, dar la început nu are nimic de spus. Ceea ce nu știu femeile despre marțieni este că ei au nevoie de un motiv pentru a vorbi. Ei nu vorbesc doar de dragul de a vorbi. Dar după ce femeia a vorbit un timp, bărbatul va începe să se deschidă și să împărtășească poziția lui față de cele spuse de ea. De exemplu, dacă ea vorbește despre niște greutăți pe care le-a întâmpinat în timpul zilei, el poate să-i spună despre greutățile cu care s-a confruntat el, astfel încât să se înțeleagă unul pe altul. Dacă ea vorbește despre copii, s-ar putea ca și el să discute despre sentimentele lui paterne. Dacă ea se deschide și el nu se simte acuzat sau strâmtorat, va începe și el dreptat să se deschidă. Cum îi forțează femeile pe bărbați să vorbească? Când o femeie își împărtășește gândurile, ea îl stimulează în chip firesc pe bărbat să vorbească. Dar dacă el simte că îi se cere să vorbească, mintea lui se blochează. Nu are nimic de spus. Chiar dacă ar avea, se va reține fiindcă simte insistența femeii. Pentru bărbat este greu când femeia îi cere să vorbească. Fără să-și dea seama, ea îl inhibă, interogându-l. Mai ales când el nu simte nevoia să vorbească. Femeia presupune în mod fals că un bărbat are nevoie să vorbească și de aceea ar trebui să o facă. Ea uită că el vine de pe Marte și nu simte nevoia să vorbească atât de mult. Ea are chiar impresia că dacă el nu vorbește, nu o iubește. Cine îl respinge pe bărbat fiindcă nu vorbește, poate fi sigură că el nu mai are nimic de spus. Bărbatul are nevoie să simtă că este acceptat așa cum este și atunci se va deschide dreptat. Bărbatul simte că nu este acceptat atunci când ea dorește ca el să vorbească mai mult sau îl reproșează că s-a îndepărtat. Un bărbat care are nevoie să se îndepărteze mult înainte de a învăța să se deschidă și să se apropie, va avea mai întâi nevoie să asculte o mulțime. Are nevoie să fie apreciat pentru ascultare, apoi va spune și el dreptat mai mult. Cum se inițiază o conversație cu un bărbat? Cu cât încearcă mai mult femeia să-l facă pe bărbat să vorbească, cu atât mai mult se va opune el. Încercarea directă de a-l face să vorbească nu este cea mai bună abordare, în special când el se îndepărtează. În loc de a se întreba cum ar putea să-l facă să vorbească, o întrebare mai bună ar fi: cum aș putea avea mai multă intimitate, comunicare și dialog cu partenerul meu? Dacă o femeie simte nevoia de a vorbi mai mult în cadrul unei relații, și de cele mai multe ori așa se întâmplă, atunci ea poate să o facă, dar cu o conștiință clară a faptului că trebuie să accepte și chiar să se aștepte ca uneori el să fie disponibil, iar alteori să se îndepărteze instinctiv de ea. Atunci când el este disponibil, în loc să-i pună 20 de întrebări sau să-i pretindă să vorbească, ea ar putea să-i dea de înțeles că l-apreciază, chiar ca simplu ascultător. La început, chiar ar trebui să-l abată de la încercările lui de a vorbi. De exemplu, Magii ar putea să spună: Jeff, n-ai vrea să mă asculți puțin? Am avut o zi grea și aș vrea să vorbesc despre asta. M-ar face să mă simt mai bine. După ce a vorbit câteva minute, ea s-ar putea opri pentru a spune: îmi place când mă asculți. Asta înseamnă mult pentru mine. Această apreciere îl încurajează pe bărbat să asculte în continuare. În lipsa aprecierii și a încurajărilor, bărbatul își poate pierde interesul, fiindcă are impresia că ascultatul nu rezolvă nimic.
El nu înțelege cât de important este pentru ea să fie ascultată de el. Totuși, cele mai multe femei știu din instinct cât de important este ascultatul. A te aștepta ca bărbatul să știe asta fără puțin exercițiu înseamnă să îi se pretinde să fie ca o femeie. Din fericire, după ce a fost apreciat pentru că a ascultat, bărbatul învață să respecte valoarea discuțiilor. Dacă bărbatul nu vrea să vorbească. Sandra și Larry erau căsătoriți de 20 de ani. Sandra voia să divorțeze, iar Larry voia să îndrepte lucrurile. Ea spunea: Cum poate să spună că vrea să rămânem împreună? Nu mă iubește, nu simte nimic. Atunci când vreau să-i vorbesc, el pleacă. Este rece și lipsit de suflet. De 20 de ani și-a ascuns sentimentele, nu doresc să-l iert. Nu voi rămâne căsătorită cu el. Am obosit încercând să-l fac să se deschidă, să-și destăinuie sentimentele. Sandra nu știa în ce fel contribuise la problemele lor. Ea gândea că este doar vina soțului ei. Credea că fusese totul pentru a crea intimitatea, dialogul și comunicarea, iar el îi se opusese de 20 de ani. După ce a auzit în cursul seminarului comparația bărbaților cu elasticul, a izbucnit în lacrimi, semn de iertare pentru soțul ei. Și-a dat seama că problema lui era problema lor. A recunoscut că și ea contribuise la ea. Sandra a spus: Îmi amintesc că în primul an de căsătorie eu mă destăinuiam. Vorbeam despre sentimentele mele, iar el pur și simplu pleca. Am crezut că nu mă iubește. După ce acest lucru s-a repetat de câteva ori, am renunțat. Nu voiam să fiu făcută din nou să sufăr. N-am știut că în alt moment el ar fi fost în stare să mă asculte. Nu i-am dat ocazia. Am început să mă expun. Voiam ca înainte de a o face să se deschidă el. Dialoguri unilaterale. În general, discuțiile Sandrei erau unilaterale. Ea încerca să-l facă să vorbească primul, punându-i un șir de întrebări. Apoi, înainte ca ea să-i împărtășească ceea ce voia să discute cu el, se supăra pe el din cauza răspunsurilor lui laconice. Când în sfârșit îi vorbea despre sentimentele ei, aceasta era întotdeauna aceleași. Ea era supărată că el nu era deschis, iubitor și cooperant. Un dialog unilateral poate decurge astfel. Cum ți-a mers astăzi? Primul partener. Al doilea partener, bine. Ce s-a întâmplat? Nimic deosebit. Ce vrei să facem în weekend? Indiferent, tu ce-ai vrea? Vrei să invităm niște prieteni la noi? Nu știu. Nu știi pe unde-i programul de televizor? Supărat, de ce nu vorbești cu mine? Tăcut și uluit. Mă iubești? Sigur, doar te-am luat de nevastă. Cum să mă iubești? Nu mai stăm deloc de vorbă. Cum poți să stai acolo și să nu spui nimic? Nu-ți pasă? Cum să vă ajutați reciproc fără a trebui să vă schimbați? Sandra mi-a spus la un seminar, am pierdut 20 de ani încercând să-l fac pe Larry să vorbească. Voiam ca el să se deschidă și să fie vulnerabil. Nu mi-am dat seama că ceea ce îmi lipsea era un bărbat care să mă ajute pe mine să fiu deschisă și vulnerabilă. Asta îmi trebuia de fapt. În acest weekend am mărturisit soțului meu mai multe sentimente intime decât în 20 de ani. M-am simțit atât de iubită, asta îmi lipsise. Crezusem că el trebuia să se schimbe. Acum știu că nu era nimic în neregulă la mine sau la el, atât că nu știam să ne sprijinim unul pe altul. Sandra se plângea mereu că Larry nu vorbește. Se convinsese pe ea însăși că tăcerea lui făcea imposibilă intimitatea. La seminar a înțeles să-și mărturisească sentimentele,
fără a aștepta sau a impune lui Larry să răspundă la fel. În loc să respingă tăcerea lui, i-a învățat să o aprecieze. Asta l-a făcut să fie un ascultător mai bun. Larry a deprins arta de a asculta. El s-a exersat să asculte fără a încerca să-i rezolve problemele. Este mult mai eficace să înveți un bărbat să asculte decât să se deschidă și să devină vulnerabil. În timp ce el învață să asculte pe cineva la care ține și este în schimb apreciat, se va deschide și va participa oarecum de la sine. Când un bărbat simte că nu trebuie să vorbească mai mult, o va face în mod natural. Dar mai întâi trebuie să simte acceptat. Dacă femeia este supărată pentru tăcerea lui, înseamnă că uită de originea marțiană a bărbaților. Când un bărbat nu se îndepărtează de parteneră. Lisa și Jim erau căsătoriți de 2 ani. Ei făceau totul împreună, nu stăteau niciodată separați. După un timp, Jim a devenit tot mai nervos, pasiv, capricios și violent. În cursul unei ședințe de consiliere, Lisa mi-a spus: "Nu mai este nicio plăcere să mă aflu în compania lui. Am încercat totul ca să-l înveselesc, dar n-a mers. Eu vreau să ne distrăm împreună, să mergem la restaurant, la cumpărături, să călătorim, să mergem la teatru, la petreceri, să dansăm, dar el nu vrea. Nu mai facem niciodată nimic. Doar mâncăm, ne uităm la televizor, dormim și muncim. Încerc să-l iubesc, dar sunt supărată. El era atât de fermecător și romantic. Acum traiul cu el este ca viața lângă un melc. Nu știu ce să fac, nici nu vreau să se clintească." După ce au aflat despre ciclul intimității masculine, teoria elasticului, atât Lisa cât și Jim au înțeles ce se întâmplase. Ei petrecuseră prea mult timp împreună. Jim și Lisa trebuiau să stea separat mai mult timp. Când bărbatul se apropie prea mult și nu se îndepărtează, simptomele obișnuite care apar sunt toane, nervozitate, apatie și stare defensivă. Jim nu știa cum să se îndepărteze. Se simțea vinovat când era singur. Credea că trebuie să împartă totul cu soția lui și Lisa credea că trebuie să facă totul împreună. La discuții am întrebat-o pe Lisa de ce petrecuse atât timp în compania lui Jim. Mi-a răspuns: "Mi-era frică că se va supăra dacă aș fi recurs la vreo distracție fără el. Odată am fost la cumpărături și el chiar că s-a supărat pe mine." Jim a spus: "Îmi amintesc acea zi, dar nu eram supărat pe tine, eram supărat că pierdusem niște bani într-o afacere. De fapt, îmi amintesc de acea zi fiindcă țin minte cât de bine mă simțeam singur în toată casa. N-am îndrăznit să spun asta fiindcă am crezut că te vei simți jignită." Lisa i-a spus: "Am crezut că nu vrei ca eu să ies fără tine, păreai atât de distant. Deveniți mai independenți." Conștientă de acest mecanism, Lisa a avut libertatea de a nu se mai îngrijora atât în legătură cu Jim. Izolarea lui Jim chiar a ajutat-o să devină mai autonomă și mai independentă. A început să se îngrijească mai bine de sine, începând să facă ceea ce avea chef și beneficiind mai mult de sprijin de la prietenele ei. A fost mult mai fericită. S-a eliberat de resentimentele față de Jim. Ea a înțeles că îi ceruse prea mult. Auzind despre Lastec, a înțeles că și-a contribuise la necazurile lor. A înțeles că el avea nevoie să stea mai mult timp singur. Nu numai că sacrificiile iubitoare îl împiedicau să ia distanță și să revină înapoi, dar atitudinea ei dependentă îl înăbușea. Lisa a început să se distreze fără Jim. A făcut câteva din lucrurile pe care voise să le facă. Într-o seară a ieșit să ia masa cu niște prietene, altă dată s-a dus la teatru, în altă seară s-a dus la o aniversare.
Miracole simple. Ceea ce a uimit-o pe Lisa a fost rapiditatea cu care s-au modificat relațiile dintre ei. Jim a devenit mult mai atent și mai preocupat de ea. În câteva săptămâni, Jim a început să redevină cel care fusese. Voia să se distreze cu ea și a început să pună la cale ieșiri. Exista din nou motivația. La discuții mi-a spus: mă simt atât de eliberat, mă simt iubit. Când Lisa vine acasă, se bucură că mă vede. Este atât de bine să-i simt lipsa când este plecată. Este plăcut să simți din nou. Aproape că uitasem cum este. Înainte îmi părea că nimic din ce făceam nu era destul. Lisa încerca mereu să mă determine să fac câte ceva, spunându-mi ce și punându-mi întrebări. Lisa a spus: am înțeles că l-acuzam pe el pentru nefericirea mea. Când mi-am asumat răspunderea nefericirii mele, am constatat că Jim este mai energic și mai afectiv, mult mai activ. Este un miracol. Obstrucționarea ciclului intimității. Există două feluri în care o femeie poate obstrucționa inconștient ciclul intimității partenerului. Acestea sunt: 1. Să-l urmărească atunci când el se îndepărtează. 2. Să-l pedepsească pentru că s-a îndepărtat. Urmează o listă a celor mai obișnuite feluri în care femeile îl hăituiesc pe bărbat și îl împiedică să se îndepărteze. Manifestări de urmărire. 1. Fizice. Când el se retrage, ea îl urmărește fizic. Dacă el intră în altă cameră, ea îl urmează. Sau ca în exemplul cu Lisa, ea renunță la ceea ce ar dori pentru a putea fi împreună cu partenerul ei. 2. Sentimentele. Când el se retrage, ea rămâne lângă el cu gândul. Se îngrijorează pentru el, vrea să-l ajute să se simtă mai bine. Îi este milă de el, îl înăbușă cu atenția și aprecierile ei. Al mod de a-l opri să se retragă este prin dezaprobarea nevoii lui de a fi singur. Prin aceasta îl trage înapoi prin mijloace sentimentale. Altă metodă este să arate tristă sau jignită când el se îndepărtează. Ea solicită astfel aprecierea lui și el se simte ținut în frâu. 3. Mentale. Ea poate încerca să-l tragă înapoi punându-i întrebări care să-i inducă sentimentele de vinovăție, cum ar fi: cum poți să te porți așa cu mine? Sau ce-i cu tine? Sau nu-ți dai seama cât mă doare că te îndepărtezi de mine? Alt mod de a căuta să-l rețină este prin încercarea de a-l satisface. Ea devine super docilă, încearcă să fie perfectă, astfel încât el să nu aibă vreun motiv să se îndepărteze. Renunță la personalitatea ei și încearcă să devină ceea ce crede că ar vrea el să fie. Se teme să clatine parca de frică să nu-l îndepărteze și atunci își ascunde adevăratele sentimente și evite să facă ceva care l-ar putea contraria. A doua cale importantă prin care o femeie poate întrerupe, fără să-și dea seama, ciclul intimității unui bărbat, este prin pedepsirea acestuia când se îndepărtează. Iată lista felurilor mai obișnuite prin care o femeie îl pedepsește pe bărbat și îl împiedică să revină și să se apropie de ea. Comportamente punitive. 1. Fizice. Când el începe din nou să o dorească, ea îl respinge. Ea îi respinge gesturile de apropiere fizică. Îl poate refuza din punct de vedere sexual. Nu îi permite să o atingă sau să se apropie. Îl poate lovi sau poate sparge obiecte pentru a-și arăta supărarea. Când bărbatul este sancționat pentru că s-a îndepărtat, el poate începe să se teamă să o mai facă altă dată. Teama îl poate împiedica pe viitor să se mai îndepărteze de ea. Ciclul lui natural este întrerupt. De asemenea, se poate genera un resentiment care îl împiedică să-și dea seama de propria dorință de intimitate. Se poate să nu mai revină după cum
După ce s-a îndepărtat, doi, sentimentele. Când el revine, ea este nefericită și îl critică. Nu îl iartă că a neglijat-o. El nu poate face nimic pentru a o mulțumi sau a face fericită. Se simte incapabil să o satisfacă și renunță. Când el se întoarce, ea își exprimă dezaprobarea prin cuvinte, ton sau prin priviri îndurerate. 3. Mentale. Când el revine, ea refuză să se deschidă și să îi împărtășească sentimentele. Devine rece și este ofensată că el nu s-a deschis și nu i-a vorbit. Ea încetează să mai creadă că el ține la ea și îl sancționează, nedându-i ocazia să o asculte și să fie bun. Când el revine cu bucurie, este ținut din scurt. Dacă bărbatul se simte pedepsit pentru că s-a îndepărtat, el poate începe să se teamă că îi va pierde dragostea dacă se va retrage din nou. Începe să se simtă nedemn de dragostea ei dacă se îndepărtează. Se poate teme să aspire din nou la dragoste, fiindcă simte că nu o merită. Presupune că va fi respins. Această teamă de respingere îl împiedică să revină după retragerea lui în viziună. Cum poate fi afectat ciclul intimității unui bărbat de trecutul său? Acest ciclu natural al bărbatului poate fi obstrucționat din copilărie. Bărbatul se poate teme să se îndepărteze, fiindcă a fost martor la felul cum mama lui dezaproba izolările tatălui. Un asemenea bărbat poate să nici nu știe că este necesar să se îndepărteze. Poate să fabrice inconștient argumente pentru a-și justifica îndepărtarea. Acest gen de bărbați își dezvoltă evident mai mult laturile feminine ale personalității, însă pe seama suprimării unei părți din masculinitate. Ei sunt sensibili, încearcă mereu să facă pe plac și să fie afectoși, dar cu această ocazie își pierd o parte din identitatea masculină. Se simt vinovați dacă se îndepărtează. Fără a-și da seama ce s-a întâmplat, își pierd dorințele, puterea și pasiunea, devin pasivi sau prea dependenți. Asemenea, bărbat se poate teme să fie singur sau să se retragă în vizuina lui. S-ar putea să creadă că nu-i place să fie singur, deoarece, în sinea lui, se teme să nu piardă dragostea. El a trecut deja în copilărie prin experiența de a-și vedea mama respingându-l pe tatăl său. În timp ce unii bărbați nu știu cum să se îndepărteze, alții nu știu cum să se apropie. Bărbatul luptător nu are nicio problemă în a se îndepărta, însă nu poate să revină și să se deschidă. În sinea sa, el se poate simți nedemn de dragoste. Se teme de apropiere și de prea multă dragoste. Nu își imaginează cât de bine ar fi primit dacă s-ar apropia. Atât bărbatului sensibil cât și celui dur le lipsește o imagine clară sau experiența ciclului natural ale intimității lor. Pentru bărbați, înțelegerea acestui ciclu al intimității este la fel de importantă ca și pentru femei. Unii bărbați se simt vinovați că au nevoie să stea un timp în bârlog sau pot fi dezorientați când încep să se îndepărteze și apoi revin din nou. Ei pot crede că este ceva în neregulă cu ei, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Este o mare ușurare să înțeleagă aceste secrete. Oameni înțelepți. De obicei, bărbații nu înțeleg cum le afectează pe femei retragerea lor bruscă și revenirea ulterioară. Având viziunea felului cum sunt afectate femeile de ciclul intimității sale, un bărbat poate recunoaște cât de important este să asculte cu devotament când îi vorbește o femeie. El înțelege și respectă nevoia ei de a fi asigurată că este interesat și că ține ea. Atunci când nu este cuprins de nevoia de a se îndepărta, un bărbat înțelept își găsește timp să înceapă un dialog, întrebându-și partenera cum se simte. El ajunge să-și înțeleagă propriul ciclu și o va asigura
la retragere că va reveni. Ar putea spune: am nevoie de un timp ca să mă gândesc la ceea ce mi-ai spus și apoi vom sta din nou de vorbă. Când el va reveni ca să stea de vorbă, ea s-ar putea să-l descoasă pentru a înțelege de ce a plecat. Dacă el nu este sigur, cum se întâmplă frecvent, îi poate spune: nu sunt sigur. Am avut nevoie să fiu singur. Dar hai să ne continuăm discuția. El este mai conștient că ea are nevoie să fie auzită și că el trebuie să o asculte când nu se află în faza de izolare. În plus, el știe că ascultatul îl ajută să devină conștient de ceea ce vrea să exprime într-o discuție. Pentru a începe o discuție, femeia înțeleaptă învață să nu-i ceară bărbatului să vorbească, ci să o asculte cu adevărat. Pe măsură ce dispoziția ei se schimbă, presiunea exercitată asupra lui se reduce. Ea învață să se deschidă și să-și împărtășească sentimentele, fără a-i cere lui să procedeze la fel. Ea are încredere că el se va deschide treptat, simțindu-se acceptat și că îi va asculta spusele. Ea nu-l pedepsește și nu-l urmărește. Ea înțelege că uneori sentimentele intime îi declanșează nevoia de a se retrage, în timp ce alte ori, când revine, el este capabil să-i asculte destăinările. Această femeie înțeleaptă nu renunță. Ea persistă cu răbdare și dragoste, cu o pricepere pe care puține femei o au.